Iată, în acest videoclip vreau să vă prezint o construcție mai atipică sau asimetrică față de o lucrare pe care o facem de obicei, având aceleași trei componente, adică o sobă cuplită, grătarul și o masă de lucru. Acest lucru se datorează faptului că filigorea a fost deja construită, iar pe coamă există o grindă longitudinală care, bineînțeles, nu poate fi tăiată. Așadar, am reconfigurat construcția și a ieșit ceea ce vedeți și dumneavoastră în imagini. Tocmai de aceea am creat aceste module simetrice pe care le vedeți în lucrările noastre, pentru a putea configura o lucrare în funcție de spațiu, locul de amplasare al coșului de fum și nu în ultimul rând de dorința beneficiarului. Iar pentru toate mesajele și aprecierile voastre, eu vă mulțumesc și vă respect!